existența lui Dumnezeu. Biblia afirmă existența lui Dumnezeu. Așa începe Sfânta Scriptură. La începutul Dumnezeu a creat cerul și pământul. Existența lui Dumnezeu poate fi dovedită prin următoarele trei căi. Mai întâi prin revelația interioară, prin acel aspect subiectiv sau prin simțul pe care îl posedă fiecare om. În al doilea rând, prin revelația generală sau prin manifestarea lui Dumnezeu în natură, în istorie și în conștiința omului. Iar în al treilea rând, existența lui Dumnezeu poate să fie dovedită prin revelația specială. Și anume, prin Sfânta Scriptură și prin întruparea Domnului Iisus Hristos. Deci începem cu primul aspect al revelației divine, anume revelația interioară sau simțul lăuntric. Toți oamenii, indiferent de zona în care ei locuiesc, toți oamenii posedă un simțământ lăuntric al existenței lui Dumnezeu. Faptului că există un Creator. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 1, cu versetul 21, că neamurile au cunoscut, sau deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au onorat. Și că au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu. Tot Apostolul Pavel spune în capitolul 1, cu versetul 19, că ce se poate cunoaște despre ele a fost descoperit în ei. Deci în fiecare om este o cunoaștere latentă, să spun, a lui Dumnezeu. Este o tânjire după Dumnezeu, deoarece purtăm în noi nu doar chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar și o scânteie din Dumnezeu când a suflat în om fără de viață. Și oamenii, deși pot cunoaște ceva despre Dumnezeu, că le-a fost descoperit, le-a fost arătat de Dumnezeu, spune Romanii 1:19, totuși au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu. Așadar, deși există acest simțământ lăuntric al existenței lui Dumnezeu, unii oameni încearcă să-l înnăbușe. Roman, Psalmul 14, versetul 1 și Psalmul 53, cu versetul 1, ambii psalmi sau ambele texte prezintă aceeași idee. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Observați că nebunul nici nu îndrăznește să spună cu glas tare că nu e Dumnezeu. Și doar în inima lui zice că nu este Dumnezeu. Psalmul 10, versetul 3 la versetul 4. Răpitorul bajocorește și ne socotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie. Nu este Dumnezeu. Așadar, păcatul este cel care întunecă rațiunea și îl determină pe om să spună că nu este Dumnezeu. Apostolul Pavel subliniază că păcatul îi face pe oameni să aibă atitudinea aceasta, să înnăduși adevărul în nevinovăția lor. Dar, cu toate acestea, ei nu se pot dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu. Unii oameni neagă faptul că ar poseda un simțământ lăuntric al existenței lui Dumnezeu, dar, în anumite crize ale vieții, în anumite momente limită, până și oamenii care neagă existența lui Dumnezeu ajung să se plece prin genunchi sau să invoce ajutorul lui Dumnezeu în momentele respective. În viața creștinului, acest simț al prezenței și existenței lui Dumnezeu devine tot mai puternic, credinciosul fiind tot mai conștient de prezența lui Dumnezeu în viața lui. Astfel că ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca Tatăl nostru care este în cerul. Și acest sentiment lăuntric al nostru este dezvoltat de prezența Duhului Sfânt. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem fie lui Dumnezeu. Romani, capitolul 8, versetul 16. Și că Iisus locuiește în inimile noastre. Acest sentiment al prezenței lui Dumnezeu în inima celui credincios îl determină pe creștin să iubească pe Dumnezeu. Deși, așa cum spune Apostolul Petru, încă nu l-a văzut, dar cu toate acestea credinciosul îl iubește pe Dumnezeu. Al doilea pas al descoperirii sau al revelației lui Dumnezeu este revelația generală a lui Dumnezeu.
prezentată în natură, în istorie și în conștiință. Revelația generală presupune faptul că Dumnezeu s-a descoperit sau a descoperit aspecte ale lucrării sale pentru toți oamenii. Și aceste dovezi ale lui Dumnezeu sunt la dispoziția tuturor. Deși revelația generală a lui Dumnezeu nu este mântuitoare, pentru că mântuirea se găsește numai prin credință personală în Domnul Iisus Hristos. Deci, deși revelația aceasta nu este mântuitoare, totuși este importantă. Pentru că pune în lumină importanța aspectului moral al omului. Deci a nega revelația generală înseamnă a sublimina baza valorilor morale și scopul existenței umane. Dar, pe de altă parte, a supraevalua acest tip de revelație în natură ar putea conduce la ideea că poate să existe mântuire și în afara Evangheliei lui Iisus Hristos. Sau în afara persoanei lui Iisus Hristos. Deci sunt două extreme. Fie negarea revelației generale a lui Dumnezeu în natură, și atunci dispare un principiu moral, fie supraaccentuarea naturii, revelației lui Dumnezeu în natură, și atunci, punând accent pe acest naturalism, se ajunge să se îndepărteze credința în Domnul Iisus Hristos. Karl Barth a negat validitatea revelației generale, deoarece spune că omul căzut în păcat este incapabil să le recunoască pe Dumnezeu în cadrul revelației generale. În special datorită faptului că omul păcătos are conștiința întunecată de păcat. Ar fi posibilă percepția revelației generale, însă numai după întâlnirea personală cu Hristos. Karl Barth a încercat să aducă înapoi omul de la o religie formală la revelația lui Dumnezeu și de la subiectivism la obiectivismul Sfintelor Scripturi. Pentru Barth, revelația nu este un proces orizontal prin cunoaștere naturală, ci doar unul vertical prin descoperirea lui Iisus Hristos prin Sfintele Scripturi și prin mărturia Lăuntrii Canului Sfânt. Așadar, revelația accentuată de Barth este una continuă. Dumnezeu continuă să vorbească prin revelația în Hristos mediată de vizie prin predicare. Dar să vedem cum se descoperă Dumnezeu în natură. În Geneza 1:1 spune Scriptura că la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Este o afirmație clară, directă, tranșantă, fără încercare de justificare. Nu caută să se explice sau să se definească cum este Dumnezeu. În cuvântarea lui Elihu, din cartea lui Iov, este evidențiată măreția lui Dumnezeu, atotputernicia și stăpânirea lui Dumnezeu peste natură. El spune așa, nu uita să lauzi faptele lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Orice om le privește, fiecare muritor le vede de departe. Iov, capitolul 36, versetul 24 și 25. Este și un îndemn practic pentru fiecare dintre noi. Nu uita să lauzi faptele lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Iar când Dumnezeu, tot în cartea lui Iov, a luat cuvântul și a început să vorbească despre sine, despre modul în care susține lumea, animalele, natura, în cele din urmă, măreția lui Dumnezeu i-a copleșit pe interlocutor. Conform psalmului, numai nebunul este cel care spune că nu există Dumnezeu. Adică, în mod deliberat, intenționat, își închide mintea și nu dorește să cunoască manifestarea lui Dumnezeu. Apostol Pavel spune că Dumnezeu a pus în inimile oamenilor chiar și gândul veșniciei. Un psalm care accentuează revelația lui Dumnezeu în natură este psalmul 19, care începe astfel. Cerului răspuns slava lui Dumnezeu. Verbul spun, sau verbul acesta, declară
arată activitatea continuă de revelare a slavei lui Dumnezeu. Deci tot timpul slava lui Dumnezeu este prezentată de creația lui. În Noul Testament, Apostolul Pavel predică Evanghelia într-un mediu păgân, cum a fost Listra, a folosit ca argument de bază revelația generală, conform căreia Dumnezeu este creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor. Ea nu s-a lăsat fără mărturie, deoarece a primit ploi din cerul și timpul roditoare. Fapte, capitolul 14. Rețineți faptul că atunci când Apostolul Pavel predica într-un mediu păgân, pornea de la revelația generală în proclamarea Evangheliei, bineînțeles, după prezentarea revelației generale, vorbea despre descoperirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos în mate și mântuirea Lui. Iar când predica în mediul iudaic, Apostol Pavel își dezvolta mesajul lui, pornind de la profețiile Vechiului Testament despre Mesia care urma să vină. Dar în Listra, el a vorbit de ploi și de timpuri roditoare trimise de Dumnezeu. La fel s-a întâmplat și când a predicat Apostolul Pavel în Atena, în Fapte, în capitolul 17, a vorbit iarăși de revelația generală a lui Dumnezeu. Ne existăm prin bunătatea lui, în el avem viața, mișcarea și ființa. Deci un pasaj important pe care l-am enunțat, ce ne ajută să înțelegem revelația lui Dumnezeu în natură, este Roman, capitolul 1. Apostolul Pavel afirmă aici că întreaga omenire se află sub pedeapsa divină, datorită faptului că nu a răspuns într-un mod corespunzător sau într-un mod corect revelației lui Dumnezeu. Principalele afirmații ale Apostolului Pavel din acest text pot să fie rezumate în felul următor. Toți oamenii au o anumită cunoaștere despre Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei înșiși. Apoi, calitățile lui Dumnezeu pot fi văzute în lucrurile pe care El le-a făcut. Romani, capitolul 1, versetul 20. Și de asemenea, inima păcătoasă a omului a suprimat aceste evidențe sau a încercat să înnădușe aceste adevăruri ale lui Dumnezeu din natură și, în consecință, s-a împietrit, s-a întunecat. Și de trei ori, în pasajul din Romani 1, de la 21 la 27, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. I-a lăsat pradă necurăției, i-a lăsat în voia unor patimi sperboase, i-a lăsat în voia minților blestemate. Concluzia este că respingerea revelației divine, în mod voit, atrage vinovăția oamenilor. Spune Apostolul Pavel, așadar, nu se pot dezvinovăți. Versetul 20, Roman, capitolul 1. Dacă acest tip de revelație nu servește pentru mântuire, atunci cu siguranță servește pentru condamnarea oamenilor. Pentru că Dumnezeu s-a descoperit și felul acesta și oamenii au înnăbușit revelația lui Dumnezeu. Dar limitele revelației în natură dovedesc că aceasta este insuficientă pentru mântuire. Revelația lui Dumnezeu este stompată, într-un fel am putea să spunem, de existența răului în lume. Scopul revelației generale este acela de a determina pe om să aprofundeze și mai mult căutarea după Dumnezeu. Deci, încă o dată spun, revelația generală a lui Dumnezeu este la dispoziția tuturor oamenilor, este importantă ca bază pentru comportament moral, este o chemare a lui Dumnezeu ca omul să aprofundeze cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă omul respinge revelația lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că el este nevinovat, chiar dacă încearcă să se prevaleze de anumită cunoaștere, și Dumnezeu este cel care continuă mereu să vorbească pe revelația generală, chiar dacă mântuirea este în mod exclusiv prin persoana lui Iisus Hristos. Deci acesta este primul tip de revelație generală lui Dumnezeu, revelația noastră. În cadrul revelației generale, după ce am vorbit despre descoperirea lui Dumnezeu în natură, vorbim despre revelația lui în istorie.
în special despre revelația lui Dumnezeu în istoria poporului Israel. Deci Dumnezeu este stăpân, este deasupra timpului, este suveran deasupra sau peste viețile oamenilor. Profetul Daniel, în capitolul 2, versetul 21, spunea despre Dumnezeu. Dumnezeu schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El este cel care descoperă lucrurile tainice. Privind și astăzi la poporul Israel, urmărind istoria recentă a poporului Israel, în special pogromul sau genocidul din timpul celui de-al doilea război mondial, apoi formarea miraculoasă a poporului Israel, evenimentele recente, nu putem să nu rămânem uimiți de istoria acestui popor, care este probabil raportat la populație, jumătate cât populația României, sau poate puțin mai mult. Dar poporul Israel este un semn al lui Dumnezeu pentru neam. Bine, Dumnezeu s-a descoperit și prin istoria poporului Israel, deoarece nu a fost un popor numeros și a locuit într-un teritoriu restrâns, pe coasta de răsărit a Mării Mediterane, dar a devenit un spectacol pentru lumea întreagă. Dumnezeu este cel ce judecă, îl coboară pe unul și înalță pe altul lucru, acesta spunea și Asaf în Psalmul 75. De asemenea, Dumnezeu și-a manifestat suveranitatea Lui, nu doar în interacțiunea cu poporul Israel, ci în formarea poporului Israel, dar și în istoria altor popoare, în măsura în care aceste popoare au interacționat cu poporul Israel. Citim în cartea lui Isaia, de exemplu, profeții despre Egipt, despre Etiopia sau despre alte țări. Dar în măsura în care, nu mai vorbesc despre Asiria, despre Babilon, dar în măsura în care aceste popoare au intrat în contact cu poporul Israel. În cartea lui Daniel, în capitolul 7, sunt prezentate cele patru națiuni care urmau să se ferinde în Orient. Dar Biblia nu doar că arată că Dumnezeu este suveran peste popoare și peste viețile împăraților, dar Biblia și sfătuiește pe împărați să dea dovadă de înțelepciune în cărmuirea în care ei sunt așezați, pentru că sunt doar vremelnici în pozițiile pe care ei le ocupă. Principiul biblic conform căreia dreptatea înalță un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor, din Proverbe, capitolul 14, versetul 34, și-a dovedit valabilitatea de-a lungul secolelor. Referindu-ne la poporul Israel, că poporul Israel a fost ascultător de Dumnezeu, a cucerit 7 popoare mai mari decât el. Deuteronom, capitolul 7, versetul 1. Dar când s-a bătut de la voia lui Dumnezeu, a fost înfrânt și a fost dus în captivitate. Ne gândim la rușinea pe care a suferit-o când a fost înfrânt de locuitorii din cetatea Ai. Da? O mână de oameni au pus pe o fugă pe evrei. Pentru că Acan a păcătuit și Dumnezeu a pedepsit poporul datorită păcatului lui Acan. În fine, Dumnezeu, în revelația sa generală, se descoperă în natură, în istorie, spuneam în special în istoria poporului Israel, și Dumnezeu se revelează în conștiința oamenilor. Conștiința este această cunoaștere de sine în raport cu o lege cunoscută, care definește ce este bine sau ce este rău. Termenul grecesc, din limba greacă, conștiință, este synesthesis, care înseamnă cunoaștere concomitentă. Adică eu mă raportez totdeauna cu cunoașterea mea la un barem, la un etalon.
și acest etalon este stabilit de Dumnezeu și te nu mai ridic la înălțimea așteptărilor, pentru că cu legea morală, atunci conștiința mea se frământă și sunt tulburat. Conștiința poate să fie întinată, poate să fie murdărită, dar nu poate să fie nimicită. Astfel că până și cel mai detemut criminal are în el o teamă, are în el un glas, chiar dacă e destul de sensibil, sau chiar dacă se încearcă să fie astupat glasul conștiinței. Conștiința judecă dacă o anumită atitudine sau acțiune propusă este sau nu în armonie cu standardul moral și ne îmboldește să facem ceea ce este în armonie cu acesta și să ne abținem de la ce este în contradicție cu acest standard. Apostolul Pavel spune că însuși cugetul oamenilor mărturisește, cugetul mărturisește despre om sau mărturisește împotriva omului. Dar încadrăm glasul conștiinței sau revelația lui Dumnezeu la nivelul conștiinței în cadrul revelației generale și spunem că mântuirea nu poate să se realizeze numai prin glasul exclusiv al conștiinței. Mântuirea se realizează prin credința în Harul lui Dumnezeu și în persoana Domnului Iisus Hristos. Nimeni nu poate fi mântuit prin respectarea legii morale. Pentru că nimeni, cu excepția lui Hristos, nu a putut să o respecte vreodată. Toți oamenii, atât evrei cât și neevrei, se află sub condamnare divină. Rolul conștiinței este foarte important. Deoarece conștiința ne revelează faptul că este o lege absolută a binelui și a răului în Univers. Conștiința ne spune că este un legiuitor suprem față de care va trebui să dăm socoteală și care întrupează această lege în propria sa persoană. Teologii liberali, în mod tradițional, au și-au însușit o perspectivă evoluționistă asupra naturii și una optimistă asupra condiției și statutului omului, dar una foarte limitată asupra statutului. Karl Barth, așa după cum am spus, s-a opus conceptului de revelație universală a lui Dumnezeu. Faptul că elementele revelației divine pot fi întâlnite pretutindeni. Și s-a opus și revelației în teologia naturală, posibilitatea cum să-L cunoască pe Dumnezeu prin natură. Pentru Karl Barth, dacă omul nu îi răspunde în mod pozitiv lui Dumnezeu, nu a avut loc nicio revelație divină. Această abordare, însă, nu prea se potrivește cu ce spune Sfântul Pavel Roman în capitolul 1, unde se afirmă că totuși Dumnezeu s-a descoperit oamenii. Se pune întrebarea dacă este relevantă această revelație generală. Datorită revelației generale, a faptului că Dumnezeu este sursa vieții, care îi ține viața, avem obligația să respectăm și să protejăm viața. Deci, revelația generală este importantă, este relevantă. Datoria noastră este să protejăm viața și valorile semenilor, să respectăm drepturile oamenilor, să-i protejăm just în virtutea legii morale universale. Creștinii sunt, prin definiție, pro-life. Considerăm avortul ca fiind o crimă. Indiferent de situație economică, socială sau politică care ar forma contextul respectiv. În privința justiției, creștinii, pe baza revelației generale a lui Dumnezeu, trebuie să se situeze totdeauna departe de bădului. Să facă diferența între bine și rău și să aleagă tot împreună binele, indiferent de circunstanțe. Dacă ar fi să sumarizăm cele 10 porunci, acest cuvânt cheie care ar îmbina conceptul ar fi conceptul de justiție. Justiția este un absolut și justiția de aceea este nenegociabilă. Iar în fața judecătorului suprem, Apostolul Pavel spune că nu se are în vedere fața omului. Romanii 12, versetul 11. Dar creștinii au datoria să se ridice
împotriva nedreptății, împotriva injustiției și a imoralității. Pentru faptul clar că acestea amenință binele omului care poate fi chipul lui Dumnezeu. De asemenea, revelația generală a lui Dumnezeu ne determină să respectăm bunurile aproapelui pe baza legii morale. Astfel că, vorbit de decalog, în cele 10 porunci am interzisă crima, porunca 6, imoralitatea, porunca 7, furtul, porunca 8, mărturia mincinoasă, porunca 9 și poftirea bunului aproapelui în porunca a 10. Pozițiile de responsabilitate în domeniul legislativ, administrativ și executiv sunt date de Dumnezeu. Iar cei care dețin aceste poziții sunt răspunzători în fața lui Dumnezeu. Am reținut o afirmație de a lui Platon în lucrarea lui în Republica, spune așa: nimeni nu este suficient de înțelept și suficient de bun ca să primească toată puterea fără a da socoteală de aceasta. Deci cei care au putere trebuie să dea socoteală de puterea pe care o pentru că nimeni nu este suficient de bun și suficient de drept. Creștinii trebuie să urmărească, în primul rând, dragostea pentru Dumnezeu, iar din această dragoste să izvorască dragostea pentru semeni și purtarea de grijă pentru creația lui Dumnezeu. Educația morală este importantă pentru că aceasta precede educația spirituală. Un copil trebuie să înțeleagă că este diferență foarte mare între bine și rău. Și apoi, după ce face cunoașterea aceasta sau diferența aceasta de ordin moral, ajunge să înceapă mai mult despre Dumnezeu. Deci, educația morală precede de regulă educația spirituală. În fiecare generație este de așteptat să aflăm oameni care, pe baza revelației generale, percep că viața lor depinde de cineva distinct, înțeleg și fac diferența dintre bine și rău, înțeleg că sunt responsabili să respecte o lege morală care este mai presus de ei, și să aibă o atitudine de smerenie față de Divinitate. Deci aceasta este revelația generală a lui Dumnezeu. Vorbim în continuare despre revelația specială a lui Dumnezeu în Scripturi și în viața și lucrarea lui Iisus Hristos. Prin revelația specială se înțelege descoperirea de sine a lui Dumnezeu în Sfintele Scripturi și în viața și lucrarea lui Iisus Hristos. Și uneori, și în acele aspecte personale, când unii oameni s-au întâlnit în mod direct, au avut o întâlnire specială cu Dumnezeu și au fost apoi profund marcați de această descoperire. Atanasie cel Mare a spus că din moment ce revelația generală a fost insuficientă a ducerii omului la mântuire, Dumnezeu s-a descoperit într-un mod mai profund, într-o descoperire mai înaltă. Revelația Divină prin Sfintele Scripturi reprezintă principala sursă a credinței și a doctrinei creștine, deoarece prin intermediul Scripturilor omul găsește adevărul care duce la mântuire. Biblia reprezintă revelația infailibilă a lui Dumnezeu. Sau după cum spunea Martin Luther, Biblia sau Sfintele Scripturi sunt ieslea în care a fost așezat Mântuitorul. Pentru perceperea revelației este nevoie de întreaga Scriptură, atât de Vechiul Testament cât și de Noul Testament. Scriptura este sursa supremă și infailibilă pe care credinciosul își construiește teologia și sistemul lui de referință. Calvin a accentuat necesitatea întoarcerii la Scripturi. Trebuie să ne întoarcem la Cuvânt, spune el, acolo de Dumnezeu ne este înfățișat autentic și viu prin lucrările sale. Vechiul Testament prezintă promisiunile lui Dumnezeu pentru poporul Israel, dar, în special, ca un fir roșu ce continuă de la Geneza, capitolul 3, până la Cartea Maleachi, în Vechiul Testament, în special sunt accentuate profețiile mesianice, referitoare la viața, la lucrarea și la misiunea Mântuitorului.
Așadar, nu am putea să avem o înțelegere completă asupra lucrării Mântuitorului dacă nu am avea promisiunile și profețiile rostite de profeți cu sute de ani înainte de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Principiul sola Scriptura pentru creștinii evanghelici pune în lumină faptul că Scriptura reprezintă singura sursă demnă de încredere pentru viața de credință. Este sursă infailibilă, este demnă de crezare. Este reflectarea istorică și comunitară a Bisericii asupra Scripturii și nu o sursă revelației aparte. De Scriptura se înțelege foarte bine în contextul Bisericii. Biserica Catolică la Conciliul de la Trent a condamnat principiul reformator sola Scriptura, insistând că revelația divină a fost percepută prin Scriptură și prin tradiția Bisericii. De sola Scriptura, conceptul de sola Scriptura automat înlătură și Sfânta Tradiție de a fi așezată la același nivel cu Sfânta Scriptura. În bisericile istorice, accentul se pune pe Sfintele Scripturi, cât și pe tradiția Bisericii, văzută ca mănânc de învățături transmise în decursul timpului din partea părinților în Bisericii pe care o rar. Așadar, Dumnezeu s-a revelat în Sfintele Scripturi. S-a revelat în Pentateuch. Prin glasul Său, glasul lui Dumnezeu a fost auzit de Noe, privind iminența potopului. A fost auzit de Avram, care a primit binecuvântarea lui Dumnezeu, că Avram va fi binecuvântat și în el vor fi binecuvântat de toate națiunile Pământului. Glasul lui Dumnezeu a fost auzit de Moise, când a fost chemat de Dumnezeu din rugul aprins, sau când a primit cele 10 porunci, sau codul de legi, sau instrucțiunile pentru construirea cortului. Deci Dumnezeu și-a comunicat planul Său unor oameni în mod personal. Ei au auzit vocea lui Dumnezeu. Altor Dumnezeu a revelat planul Său prin visuri, comunicând planul Său. Ne gândim la visul pe care Iacob l-a avut când a ajuns la Betel, fugind de fratele său Esau. Geneza, capitolul 28. Gândim la visul lui Iosif, privind înălțarea lui. Cu soarele, luna și stelele care s-au închinat înaintea lui, sau cu snopii părinților și ai fraților lui. Chiar și păgâni, împărați păgâni, au avut vise din partea lui Dumnezeu. Ne gândim la Abimelec sau la Faraon, atunci când Avram s-a coborât cu Sara în Egipt. Viziunile, de asemenea, au reprezentat o modalitate de descoperire a lui Dumnezeu în anumite circunstanțe. Dumnezeu i s-a descoperit într-o viziune lui Avram, în Geneza, capitolul 15, lui Iacov sau chiar și lui Balaam, în Numeri, capitolul 22. Și Dumnezeu s-a revelat, de asemenea, prin Teofanie. Teofanie este manifestarea vizirii la lui Dumnezeu în formă umană sau în formă unor îngeri mesageri divini. O formă de manifestare de acest gen a fost arătarea Îngerului Domnului la Hagar, când fugea cu Ismael. Geneza, capitolul 16, de la versetul 7 la 13. Lui Avram, când au venit cei trei bărbați, la Avram se vorbește despre iminența pedeapsă ce urma să vină peste Sodoma și Gomora. În stâlpul de nor și în stâlpul de foc ce călăuzea și proteja poporul Israel prin pustie, Exod, capitolul 13. În fine, Dumnezeu și-a manifestat atotputernicia Sa, nu doar prin, și-a comunicat adevărul despre Sine, nu doar prin vocea auzită, nu doar prin vise, prin vedenii, ci și prin evenimentele și prin minunile săvârșite. Cele 10 plăgi abătute peste egipteni, care aveau drept scop înmuierea inimii lui Faraon să dea drumul poporului Israel să plece din robie, dovedesc atotputernicia lui Dumnezeu. Altă minune mare a fost traversarea Mării Roșii de către
poporul Israel, Exod 14. Sau chiar purtarea de grijă pentru poporul Israel care a călătorit 40 de ani prin pustiu, arată de asemenea puterea lui Dumnezeu. Manifestarea lui Dumnezeu în aceste moduri nu este întâlnită doar în Pentateuc. În cărțile istorice, Dumnezeu s-a revelat în multe cazuri. El s-a arătat lui Iosua, s-a arătat profetului Samuel, profetului Natan, 1 Corinteni, capitolul 17, versetul 15. Gedeon a avut o întâlnire specială cu Îngerul Domnului, atunci când se pregătea să fugă din fața vrășmașilor, Judecător, capitolul 6. Într-un mod dramatic, Dumnezeu s-a revelat poporului Israel și prin judecată. Când poporul a fost dus în robia din Asiria, Israel în Asiria, 2 Împărați, capitolul 17, și regatul lui Iuda a ajuns în captivitate din Babilon, 2 Împărați, capitolul 24. Dar Dumnezeu s-a descoperit și în cărțile de înțelepciune. O carte ce vorbește foarte mult despre Dumnezeu, despre atotputernicia lui Dumnezeu, este cartea lui Iov. O idee din cartea aceasta evidențiază faptul că omul în limitele lui nu poate cuprinde pe Dumnezeu și nu poate înțelege planurile lui. Iov, capitolul 11, versetul 7-8. În Psalm este revelată înțelepciunea lui Dumnezeu prin legile date, prin puterea sa, prin minunile săvârșite, special prin minunile săvârșite în istoria poporului Israel. Putem să citim Psalmul 147 sau alți psalmi, precum 77, 78 și 103, care vorbesc despre puterea lui Dumnezeu în istoria poporului Israel. Dumnezeu s-a revelat profeților din Vechiul Testament. Uneori Dumnezeu s-a revelat prin întâlniri directe, când Dumnezeu a stat de vorbă cu ei. Când Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia în slujire. Ieremia nu era decât un tânăr, spunea, nu sunt decât un copil. Dumnezeu i s-a arătat lui Isaia și l-a chemat în slujbă. Isaia, capitolul 6, este relatarea experienței pe care a avut-o Isaia. În anul morții împăratului Ozia, spune Isaia, l-a văzut pe Domnul Dumnezeu. Poalele mantiei lui umpleau templu și apoi a văzut serafimii zburând în jurul tronului lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu s-a revelat profeților și apoi, prin intermediul profeților, s-a revelat poporul Israel. Profetul Amos a surprins imperativul profetic prin cuvintele acestea. Leul răvnește, cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește, cine nu va proroci? Profeții au avut un rol foarte important în viața și în istoria spirituală a poporului Israel. Ei au prevestit evenimentele de viitor care urmau să se întâmple. Astfel au prevestit robia siriană, Amos capitolul 5, robia babiloniană, Ieremia capitolul 37, versetul 9 și 10, sau întoarcerea din captivitate, Ezechiel capitolul 36, de la versetul 24 la 38. Erau de asemenea glasul conștiinței care chemau mereu poporul să se îndepărteze de idolii care nu au viață, care nu mișcă, care nu vorbesc, și să se întoarcă la Dumnezeu adevărat. Profetul era, se identifica cu mesajul pe care îl transmitea, uneori apelând la anumite gesturi simbolice. Poate identificarea cea mai clară a profetului cu mesajul este din experiența profetului Ezechiel, care a consumat, a mâncat surul pe care l-au scrise cuvintele lui Dumnezeu. Ezechiel, capitolul 3. Astfel că în cărțile profeților desuri apar formulări de tipul acesta. Cuvântul Domnului a vorbit. Și profetul se vedea pe el ca un purtător al cuvântului divin. Viziunile au jucat un rol important în primirea mesajului divin. Am vorbit despre viziunea pe care a avut-o Isaia și despre care a scris în capitolul 6, privind chemarea lui în slujire.
Daniel a primit mesaje profetice despre evenimentele istorice și despre ridicarea altor popoare și altor imperii sub viziuni înspăimântătoare, sub viziunile unor fiare care se ridicau pe pământ, Daniel capitolul 7. Cu toate că profeția vechi testamentală a fost foarte importantă, totuși aceasta nu a fost completă până la venirea lui Mesia. Și profeții din Vechiul Testament făceau cercetări, căutau să vadă care este timpul rânduit când urma să vină Mesia. Și în Galateni, capitolul 4, cu versetul 4, spune: dar la împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Revelația specială a atins culmea perfecțiunii prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. El a fost singurul care a spus: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ioan, capitolul 14, versetul 9. El nu doar că a venit din prezența lui Dumnezeu, dar El însuși a fost Dumnezeu întrupat care s-a coborât printre oameni. În bunătatea, dragostea, înțelepciunea și jertfirea de sine, toate acestea în Iisus Hristos au ajuns la superlativ. El a fost Fiul omului născut prin femeie, dar a fost și Fiul lui Dumnezeu, Cel care a existat înainte de viață. Scopul revelației este mântuirea oamenilor. De aceea Dumnezeu s-a revelat. Astfel că prin credință în Iisus Hristos, mântuirea este posibilă pentru toți cei care cred în El. Deci, în concluzie, revelația generală și revelația specială sunt importante pentru fiecare. Revelația generală ne vorbește despre Dumnezeu, dar într-un fel, am spune noi, oarecum neclar, pe când revelația specială vorbește în mod clar și definitoriu. Revelația generală este importantă pentru că ne îndrumă sau ne cheamă să aprofundăm mai mult revelația și cunoașterea lui Dumnezeu. Natura, prin frumuseție, ne vorbește despre Dumnezeu. Istoria recentă sau mai veche ne arată minunile lui Dumnezeu. Conștiința, care este glasul lui Dumnezeu, ne determină să ne apropiem de El. Dar revelația în forma ei desăvârșită este în persoana Domnului Iisus Hristos și în Sfintele Scripturi. Deci ambele sunt importante, doar că revelația specială este mântuitoare. Pentru că nimeni nu poate să fie mântuit doar crezând că Dumnezeu a creat lumea. Mântuirea este printr-o credință personală și directă, exclusiv în persoana Domnului Iisus Hristos. Deci încheiem acest capitol al revelației divine, afirmând că Dumnezeu a căutat diferite, sau a ales diferite modalități de a se apropia de oameni. Unora, Dumnezeu le vorbește prin revelație generală, sunt persoane iubitoare de natură și poate sunt mai sensibile la acest capitol. Altora, Dumnezeu le vorbește prin revelație specială. Important este ca omul să fie adus în relație cu Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu și să aibă viață veșnică.